Secretul e unul singur? E unul singur. Investește în tine, în educația ta continuă. Asta este. Deci are secret. Legătură cu emisiunea are noastră, are legătură. Evident, da. De asta suntem de fapt, aici. Da, de fapt nu numai în educația de la școală, ci în obiceiuri financiare bune, sănătoase. Obiceiuri bune, de fapt, în orice ce faci toată viața. Pentru că acum preiau puțin din ceea ce am vorbit mai devreme cu legile. Avem și o strategie națională de educație financiară, care a fost lansată acum pe 11 aprilie, de ziua educației financiare, pentru perioada 2024-2030, în care tocmai atât Ministerul Educației, cât și Ministerul Finanțelor, BNR, ASF, toți asociațiile, mai departe, societatea civilă, prin proiecte, se implică în a crește educația financiară. Resimțim această nevoie de a crește nivelul de informare a cetățenilor, nivelul de înțelegere a mecanismelor economico-financiare. De fapt, nu că nu avem educație financiară, nu avem experiență cu instrumente financiare, cu obiceiuri financiare bune, da? Deci, de fapt, asta trebuie să implementăm. Și la nivelul fiecăruia, pas cu pas, în fiecare zi, cu obiceiuri mici. De exemplu, plătește-te pe tine primul. Da? În momentul în care ai încasat salariu. Sau, uite, nu suntem salariați. Poate e un copil. Eu am 4 copii. De la 8 ani la 28 de ani. Și chiar și de la cel care are 8 ani. Că își câștigă și el. De la sorcovă, de la ziua lui. Puneți acolo și, uite, din banii pe care i-ai primit, pune deoparte cât consideri tu pentru visul tău. Așa fac părinții responsabili. Dar și pentru fiecare, de exemplu, și fiecare avem dorințele noastre, fiecare obiectivele lui, dorințele lui. Plătește pe tine primul, momentul în care ai încasat orice bănuț. Adică spui deoparte, întâi pentru tine și visul tău, și obiectivul tău, și apoi te duci și plătești rata la bancă și utilitățile și mâncarea. Deși ar spune unii... Cât 50 de lei, nu ar contează. Ar spune unii că înainte de toate obligațiile, înainte de toate responsabilitățile, înainte de toate... Tu ești cel mai important om din viața ta. Înainte de toate trebuie să evităm acea supraîndatorare, pentru că aici este de fapt pericolul cel mai mare, nu? De ce ne educăm financiar? Ca să nu ajungem la un moment dat gâtuiți de datoriile pe care le avem. Punem deoparte pentru noi și obiectivul nostru și nu ne împrumutăm decât efectiv. Un credit e bun când crește veniturile sau își reduce cheltuielile și doar atunci când ai efectiv nevoie și ți-ai făcut toate calculele, adică chiar nu te duci să împrumuți prima dată, ci întâi vezi cum poți tu să acumulezi pentru visul tău. Ana Maria Ciuhuță, practic